the minor four and the major leaves, the bell for him composing hallelujah. 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 Your faith was strong, but you needed proof. You saw her painting on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew. Hallelujah. Hallelujah.
Da, să știți că merită toate aplauzele dumneavoastră. Sunt atât de cuminți și atât de drăgălași. Și voi lăsa scena de această dată pentru soliștii Enjoy Music să-i primiți cu aplauze, deoarece le merită pe toate. Și sper să vă bucure sufletele așa cum mi le bucură mie și nouă profesorilor de la Enjoy Music în fiecare zi. Sunt vise ce rezi.
Mulțumesc! Și dacă-l
mulțumesc! Noapte mai albastră și e mai frumoasă, fiindcă mâine de Crăciun mă întorc la noi acasă. Mă colindă zboruri de amintiri și doruri, nu mai e decât o zi și lângă voi din nou voi fi. Crăciun, clipa o visez de mult. Vreau colindă ca la noi, lângă voi să le ascult. Casele sunt linse, sobele aprinse, fumuri albe către ceruri încet ca în vise. Și ca într-o carte de povești uitate, lumea pare ca fiind un loc de basme de copii. Vine acasă de Crăciun, clipa o visez de mult. Vreau colinde ca la noi, lângă voi să le ascult. Vin acasă. Printre zări se lasă înserarea, mă-ntorc din nou cu sufletul acasă.
sunt copil și încep din nou colindul. Sfinte sărbători din casă în casă, mama ne așează lângă ea. Povestea pruncului Iisus ne-o spune. Tata prinde vârful bradului o stea și l-aștept cu drag pe Moș Crăciun. De Crăciun veniți lumină să luați, cu toată lumea vă împăcați. De Crăciun devenim mai buni. De Crăciun veniți lumină să luați, cu toată lumea vă împăcați. De Crăciun devenim mai buni. Acasă i-am pe cei dragi lângă mine. Domnul-mi dă puteri să cred în bine, că poate va veni drag pe Moș Crăciun. Mama ne așează lângă ea. Povestea pruncului Iisus ne-o spune. Tata prinde vârful bradului o stea și povestea-ncepe acum în lume. De Crăciun veniți lumină să luați, cu toată lumea vă împăcați. De Crăciun devenim mai buni. De Crăciun veniți lumină să luați, cu toată lumea vă împăcați. De Crăciun devenim mai buni. Veniți lumină să luați, cu toată lumea vă împăcați. De Crăciun devenim mai buni. De Crăciun veniți lumină să luați, cu toată lumea vă împăcați. De Crăciun devenim mai buni. Crăciun devenim mai bun.
întreb ceva pe fiecare dintre dumneavoastră. Dacă v-a plăcut până acum, să aplaudați o singură dată. Hai să vedem dacă v-a plăcut. Ați aplaudat mai de mai multe ori, încă o dată. Bravo, uite, încă o dată și gata. Bun, atunci dacă dumneavoastră vă place, pentru că pentru dumneavoastră este toată această seară, atunci putem să continuăm. Dar nu înainte de a vă spune că în spate sunt niște cutiuțe foarte mici, dar cu siguranță generozitatea dumneavoastră va fi foarte mare, așa că la ieșire sau când doriți dumneavoastră puteți să donați pentru noi, dorim foarte mult să ajutăm alți copii la rândul lor ca să se dezvolte, să crească și cu ajutorul dumneavoastră și cu generozitatea dumneavoastră putem să facem aceste lucruri. Și aș vrea să mai spun încă un lucru înainte de a trece la următorul cântăreț, care se ne încânte. Aș vrea să vă spun că toți acești copii sunt formați de către Ovidiu Lazăr și să-l aplaudăm pe el de mai multe ori. De Roxana Mureșan, de Eduard Babici, de Andrei, care este proful de pian, dar dincolo de toate aceste lucruri și acești profesori minunați și acești oameni de calitate, pot să le spun, sunteți dumneavoastră părinții care stați lângă copiii dumneavoastră și în această seară copiii dumneavoastră pot să cânte pentru dumneavoastră. Și eu zic să vă aplaudați și pe dumneavoastră. Și cu ocazia asta pot să fac și eu ceva ce n-am mai făcut până acum. De la 7 ani încoace, de când cânt, sunt și părinții mei aici în sală, pe care îi iubesc și îi mulțumesc. Și care cu fiecare ocazie în care sunt pe scenă, vin aici să mă susțină. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumim tuturor celor prezenți pentru că ne-ați făcut seara minunată. Ne simțim... Nu știu, eu una n-am cuvinte să vă mulțumesc și să vă spun ceea ce simt. Am emoții, am stat în spate cu copii, am râs, am plâns, ne bucurăm de fiecare moment. Mulțumim celor care stau la televizor, la postul Maria. Și vă mulțumim tuturor încă o dată din suflet. Și vreau să-i aplaudăm pe cei care urmează și îi voi spune în ordine. Hana Herzeg, Colo Sus, pe lângă lună, Aisa Caba, Fluturi de zăpadă, Lorelai Paltin, cu Believe, Cristina Fela, Pirugă, Robert, Seredai, Floare de Ger, Cristina Pantea, Cel mai frumos colind, și Natalia Bendre, cu S-a născut Iisus. Haideți să-i aplaudăm! Mulțumim! Thank you.
Thank you.
Bună seara, lăudați să fie Iisus! Mulțumesc! Vă doresc sărbători fericite și iluminate! Bună seara! Lumea noastră e un mister, vreau să fiu.
acest pământ. Lumea noastră e un mister, vreau să fie mereu la fel, ruga mea, oameni din jur, astăzi vreau să fiți mai buni. Mulțumesc! Vă doresc sărbători fericite tuturor! Bună seara și bine v-am găsit! Fulgi de zăpadă, coboară în țare. E iarnă și florile sunt de cer. Îngerul aduce vestea cea mare. E iarnă și florile sunt de cer. Floare de cer, albă floare de cer, floare de cer, este darul venit din cer. Floare de cer, albă floare de cer, floare de cer, este darul venit din cer. Steaua răsare pe cer, albă floare. E iarnă și florile sunt de cer. Drumul ne arată și pașii ni poartă. E iarnă și florile sunt de cer. Floare de cer, albă floare de cer, floare de cer, este darul venit din cer. Floare de cer, albă floare de cer, floare de
cer, este darul venit din cer. Scânteie pradul, lumina înserării, e iarnă și florile sunt de cer. Deschide-ți poarta, vin colindătorii, e iarnă și florile sunt de cer. Floare de cer, albă floare de cer, floare de cer, este darul venit din cer. Floare de cer, albă floare de cer, floare de cer, este darul venit din cer. Mulțumesc! Soarele cărea sărea pe pruncul sfânt îl preamărea.
cer. Leruile, 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 cad florile talbe din cer. Leruile, 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 și plânge o pui de Bună seara! Seara pe drum, pașii mă poartă prin cer și zăpadă, credința mă îmbracă, iar sufletul-i cald când porți se deschid. Văd oameni zâmbind și ce greșim, cu credință în tine viața s-o prețuim. Hai venit și voi să cântați cu noi într-o voia celui de sus. Hai venit și voi să vestiți cu noi, s-a născut Iisus. Mulțumesc! Sărbători fericite! Domnilor și domnilor, ne apropiem cu pas repezi de cel care va fi capul afișului din această seară, cel care este Eurelian Temișan, dar până atunci cred că trebuie să cântăm și noi, cei care suntem profesori acestei școli, pentru că așa e frumos și așa se cuvine
Și asta ne dorim și noi, din suflet, să vă aducem și noi puțină bucurie. Eu, Roxana Mureșan, și mai apoi Ovidiu Lazar. Mulțumesc. Și predau microfonul dragului meu coleg Ovidiu Lazar, care, credeți-mă, merită toate aplauzele dumneavoastră pentru dăruirea de care dă dovadă zi de zi. Ovidiu, îți mulțumim. Mulțumesc, Roxana, felicitări. Doresc să îi mulțumesc și eu Roxanei pentru tot ajutorul, pentru munca depusă, pentru acești copii. Doresc să-i mulțumesc părintelui Paul pentru tot sprijinul, implicarea și pentru tot ceea ce face pentru noi și pentru acești copii.
lui Eduard Babici, Andrei Cosma, Laura, postului Maria TV și părintelui Doru Popovici pentru că ne transmit acest spectacol caritabil. Și doresc să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că sunteți aici, părinților, copiilor, pentru susținere, pentru că fără dumneavoastră noi am fi degeaba aici, pentru că am cântat noi pentru noi. Și așa este frumos când lumea ne apreciază și simțim sprijinul și aplauzele dumneavoastră. Vă mulțumim! Înainte de a începe, aș dori să vă invit să cântați cu mine și să repetăm puțin refrenul colindei acesteia, care sună așa. Hai, corindă, corindiță sfântă, hai, corindă, Dumnezeu ascultă și împreună. Hai, corindă, corindiță sfântă, hai, corindă, toată lumea cântă. Hai, corindă, corindiță sfântă, hai, corindă, Dumnezeu ascultă. Foarte bine. Să vă aud și în timpul piesei. Vă mulțumesc. Primește-ți gastă casa, umple vatra, pune masa, fă potecă prin grădină și-n pridvor ține lumină, că venim de multișor. De
pentru grădi. De mioare prin ponoare, de credință și de soare, de noroc la iar maroc, de copii pe lângă foc. Și acum împreună. Toată lumea cântă, hai Corindă, Corindița sfântă, hai Corindă, Dumnezeu ascultă. Hai Corindă, Corindița sfântă, hai Corindă, toată lumea cântă. Vă mulțumim din tot sufletul, vă dorim sărbători fericite și binecuvântate alături de toți cei dragi ai voștri, iar acum îi invit în scenă grupul Enjoy Music cu piesa De Crăciun Acasă. Deschide gazdă-o.
Haideți să-i aplaudăm, doamnelor și domnilor, pentru că merită! Și așa cum spuneam, am ajuns aproape de finalul acestui concert. Concert care... E ok. Concert caritabil, de altfel, așa cum vă spuneam, sunt cele două cutiuțe acolo. Concertul acesta caritabil este pentru dezvoltarea copiilor, deoarece noi dorim să ne implicăm cât mai mult în creșterea și buna dezvoltare a tuturor copiilor. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, atât fizic, cât și pe micile ecrane, pe postul de televiziune Maria. Mulțumim tuturor pentru susținere și, așa cum vă spuneam, urmează punctul culminant, momentul mult așteptat și frumosul moment al dragului nostru prieten și cel care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Doamnelor și domnilor, Aurelian Temișan pentru voi în această seară. Bună seara, bună seara! Am, în primul rând, ce mai faceți? Bine, slavă Celui! Aveți zâmbetele la purtători, e minunat! Am urmărit din spate și de jos de unde am stat, de când a început concertul, și am auzit, am simțit bucuria copiilor de a cânta, am simțit bucuria voastră a celor prezenți prin aplauzele pe care le dăruiți. Este actul suprem pe care îl poate primi un artist atunci când e pe scenă. Uite, s-au mai născut și copii între timp. Minunat. Anul trecut nu era, nu? Nu era. Frumos. Nici noi nu stăm pe loc. Nu mai apare câte un ghiocel. Felicit, în primul rând, felicit Enjoy Music din Oradea pentru munca pe care o depune cu acești copii minunați. Îl felicit pe părintele Popa Paul, aici de față, pe părintele Bercea, cel care, din păcate, n-a putut fi prezent în această seară, pentru că sunt multe evenimente și trebuie să facă față tuturor, dar știind că la noi totul merge bine, și-a permis să nu fie de față la acest spectacol. Mulțumesc mult că fac parte din această familie și nu sunt eu punctul culminant, poate sunt punctul cel mai înalt al acestui spectacol, printre acești ghiocei minunați pe care ați avut pe scenă. Dacă eu când voi cânta, tu vei continua să scoți sunete, înseamnă că te deranjează și o să schimb melodia. Aș începe și eu. Nu, cred că tu vrei să avem un dialog. Unde ești? Aș începe și eu prin... Lăsați copilul să nu-l dați mai încet. Lăsați-l așa, că e bine. Aș începe printr-o melodie de iertare. De iertare față de persoana dragă de lângă noi. Poate fi de iertare față de bunul Dumnezeu care ne îngăduie să fim, să ne bucurăm de ceea ce suntem și de ceea ce putem dărui. Se numește Merit Eu. Nu este un colind, dar este un cântec atât de frumos pe care vi-l dedic cu toată inima acum, în prag de sărbători. Merit eu să fiu iubit, tocmai de tine, eu care am mai greșit. Voi ști să te port în gând, să nu te uit, să nu te mint nici când. Merit eu tot ce-mi dai tu, cu un cuvânt duios. Tot ce e mai frumos, merit eu sau nu.
tot ce-mi dai tu. Cu un cuvânt duios, tot ce e mai frumos merit eu sau nu. Tot ce e mai frumos. Merit eu sau nu? Mulțumesc mult! Vorbeam aseară cu părintele, cu Popa Paul și cu Ovidiu și ei au fost de curând la un concert de-al meu în București și le-am spus de la mine din repertoriu niciodată nu o să lipsească o piesă Aurelian Andreescu. La concert am cântat Oameni, în această seară pentru voi, această bijuterie de vals cântată de Aurica Andreescu, Merit eu. Și acum un colind de peste 100 de ani, găsit într-o culegere de colinde, un colind la care nu am vrut să-i fac orchestrație, am cântat-o tot aici, pe această scenă, cu Andrei Tudor și cu o trupă de aici din Oradea, Reformer Band, mi-am adus aminte numele, băieți foarte talentați, dar pentru că n-am cântat-o decât în formula de live, o voi cânta live și acum, fără niciun fel de orchestrație. Este atât de vechi și atât de frumos încât l-am pregătit pentru seara asta, doar cu microfonul. Dumnezeu dintr-un începutul toată lumea făcut-o, da-i-a lui Domn. Cerul sus l-a ridicat-o și frumos l-a răzimat-o, da-i-a lui Domn. Pe patru stâlpi de argintu și frumos l-am podobit-o, da-i-a lui Domn. Tot cu stele mărunțele, cu lucefer printre ele, da-i-a lui Domn. Cu lucefer printre ele, da-i-a lui Domn. Mulțumesc! Și pentru că s-au cântat multe colinde și în altă limbă, voi cânta și eu un colind în engleză, să se vadă că știu. Afară nu ninge, poate cu ocazia asta provocăm să vină ninsoarea. Cum ar fi tradus în românește, lasă să ningă. Let it snow. Oh, the weather outside, it's frightful. But the fire, it's so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in a storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, baby. Sasha. All the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow. Mulțumesc. Mulțumesc! Ce formație ascultătoare am, ați văzut? Și acum unul, așa, ca de final de întâlnire, un colind atât de iubit de copiii de la Enjoy. Am venit cu el acum 2 ani de zile în formula cu Andrei, Andrei Tudor, prietenul nostru, care s-a sărbătorit pe 2 decembrie. După 30 de ani de când am lansat această melodie, n-am mai cântat-o de atunci până acum 2 ani, când am zis ce colind frumos am eu un repertoriu de care uitasem. Se numește Copilăria mea. Este pe versuri de Adrian Păunescu, o melodie compusă de Dragoș Docan, un prieten bun de-al meu, o melodie pe care am cântat-o și în tramvai cu 2 ani. Cine a fost în tramvai atunci? Doamna. Doamna, doamna, doamnele, doamne, că domn nu prea au fost. A fost, uite, avem și Edi, bravo Edi. Este o întoarcere în timp, este ceea ce ne dorim, de fapt, noi oamenii mari, să mai fim din când în când, să mai fim copii. Dacă ascultați versurile, vă dați seama exact care este minunata povestea lui. Să trosnească lemnele în foc și să vină multă noapte în pritvorul plin de busuioc, cu miros de mere coapte. Și să ningă nins enorm până la streașină și peste, pe un scaun să adorm, cad în dor și de-o poveste. Ziarul pe genunchi și cu plapele căzute, să-mi răsară noaptea-n trunchi și pe ochi să mă sărute. Cei bătâni să fie vii, pacea lumii fie gata, eu copil între copii și pe afară tânăr tata. Și bunica să mă ia, să mă ducă încet spre pernă și să simt venind din ea toată liniștea eternă. Lemnele în foc sub un bietic plic cu lapte, să miroasă flori de busuioc, să miroasă mere coapte, să miroasă mere coapte,
să miroasă mere coapte. Vă mulțumesc foarte mult! Asta e imaginea cu care plec eu de aici, acasă la București, și o împărtășesc cu cei dragi. Sunteți minunați! Vă mulțumesc din inimă. De fiecare dată când ne vedem, indiferent că e un an la mijloc sau că sunt mai mulți, să ne vedem cu acest zâmbet și cu această dorință de revedere. Pentru că noi existăm pentru voi și voi existați ca noi să existăm pentru voi. Sărbători cu liniște și cu sufletul curat. Mulțumim! Vrem să vă mulțumim foarte mult și aș vrea să împărtășesc un lucru care cred că e foarte important pentru noi toți. Vă mulțumim că vă faceți timp să fiți alături de noi și de acești copii talentați ai familiei Enjoy Music. Mare și frumoasă familie. Și pentru asta aș vrea să-l mai aplaudăm o dată. Și tot în prezența dânsului, aș vrea să-l invit în mijlocul nostru pe Părintele Vicar General să ne spună câteva cuvinte ca și gazdă, acestui sanctuar eparhial. Și aici, în prezența lui Iisus, cu siguranță fiecare dintre noi ne-am bucurat. Părinte Vicar. Lăudați să fie Iisus. Părintele paroh se plângea că e un pic cam de vreme concertul și nu a avut timp să împodobească biserica. Dar văzând acest mozaic frumos, pe pruncul Iisus și Maica Domnului care ni-l aduce, mai frumoasă podoabă ca aceasta nu este. Îl felicit pe Părintele Paul, pe toți cei implicați, pe Ovidiu Lazar, toți cei implicați în această frumoasă desfășurare, pentru că este un adevărat maraton în fiecare localitate principală din eparhia de Oradea să susțină aceste concerte, nu e un lucru ușor. Îi felicit, le doresc mult succes. Suntem alături de ei întotdeauna, Episcopia Greco-Catolică și toți ceilalți prieteni suspuși, mari, pentru că contează foarte mult să avem aproape de noi oameni atât de valoroși, precum Aurelian Temișan, precum ceilalți cântăreți pe care îi cunoașteți și i-au însoțit întotdeauna în concertele pe care le-au desfășurat. Vă mulțumim și în numele preasfințitului nostru, Episcopul Virgil, vă doresc tuturor tot binele, sărbători cu harul, binecuvântare, pace și bucurie în suflet. Lăudați să fie Iisus! Părinte Vicar, vă rog să rămâneți cu noi, pentru că am vrea să vă propunem, la final, ca toți să ne colindăm, să colindăm și să interpretăm împreună acea colindă minunată, O ce veste minunată. Sunteți de acord? Atunci să ne ridicăm în picioare. Deci să ne ridicăm cu toții în picioare. Și așa cum se face și la cor, să dăm tonul, nu copii? O ce veste, doi și. O ce veste.
Sărbători binecuvântate vă dorim și vă mulțumim încă o dată că ați fost în nume atât de mare aici lângă noi. Mulțumim!